fondul escaladării conflictului din Ucraina și a numărului tot mai mare de refugiații din această țară, la nivelul județului Mehedinți, prefectul Alin Isuf a convocat Comitetul Național pentru Situații de Urgență. La această ședință a participat și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, unde, împreună cu membrii comisiei, au luat de urgență măsuri în identificarea locurilor de cazare disponibile atât în cadrul unităților hoteliere de pe raza județului, cât și a altor instituții care pot găzdui refugiații din țara vecină. Se pune problema ca și la nivelul județului nostru să creăm cadrul organizatoric și legal pentru a putea și noi, la rândul nostru, să luăm unele măsuri care pot veni în sprijinul populației refugiate. O parte deja au intrat pe teritoriul țării și creează presiune pe județele de la frontieră, iar suntem convinși de acest lucru, în perioada următoare fluxul va fi și mai mare și presiunea va crește. Și este posibil ca la un moment dat și județul nostru în mod oficial să fie desemnat pentru a găzdui populație și pentru a le oferi o perioadă nedeterminată posibilitățile de supraviețuire. Astăzi, în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din Mehedinți, s-a stabilit cadrul organizațional de întrajutorare a persoanelor afectate în urma situației conflictuale produse în Ucraina. S-a discutat și despre identificarea unor locații unde să se organizeze centre de colectare și distribuire a produselor donate pentru sprijinul persoanelor aflate în acest impas. Trebuie să luăm toate măsurile ca să venim în sprijinul, în primul rând, al populației din Ucraina, populație care, vedeți și dumneavoastră, că se refugiază, fie în România, fie în Polonia, fie către alte state din Uniunea Europeană, și pe fiecare zi care trece, numărul celor care intră în România crește. E adevărat că nu toți sunt aici. Nu trebuie să ne uităm nici la colegii noștri din județele de graniță, cum încearcă să găsească cazare, cum fac efortul să asigure produsele alimentare, produsele sanitare necesare numărului mare de refugiați din Ucraina. Trebuie să venim în sprijinul lor, motiv pentru care încă de zilele trecute am discutat cu domnul prefect să ne coordonăm, să pregătim ceva bine pus la punct la nivel de județ. Autoritățile județene din Mehedinți depun toate eforturile pentru identificarea de urgență a soluțiilor care trebuie luate în vederea sprijinirii acestor cetățeni străini aflați în pribegie. Cei care vor căuta cu disperare un adăpost pentru a putea supraviețui în perioada următoare vor fi ajutați de autoritățile locale și județene cu tot ce va fi nevoie. De asemenea, Consiliul Județean Mehedinți va asigura și asistența sanitară. În ceea ce privește Consiliul Județean Mehedinți, suntem pregătiți pe de o parte să asigurăm o asistență medicală în eventualitatea care în județul nostru vor ajunge persoane refugiate din Ucraina. De asemenea, să asigurăm spații de cazare, motiv pentru care i-am și comunicat directorului DGSPC să identifice toate spațiile disponibile și să le pregătească pentru astfel de situație, în condițiile în care locații puse la dispoziția persoanelor care, în urmă, ajung în aceste spații în urma violențelor în familie și pot fi folosite pentru refugiați. De asemenea, avem centrele de zi pentru copii de la 0 la 3 ani, a căror activitate a fost suspendată în timpul pandemiei și sunt locații bine puse la punct și care pot fi folosite. Și, de asemenea, situația care chiar va fi un număr mare de refugiați, vom încerca să mutăm persoanele vârstnice în alte centre ale DGSPC și să eliberăm un centru pe care să-l folosim numai și numai pentru persoanele din Ucraina care vor ajunge la noi. De asemenea, nu în ultima instanță, așa cum bine știți că a procedat și acum 2 ani de zile, când a început pandemia, în timpul stării de urgență, avem disponibilitatea pe bugetul propriu să încheiem contracte de închiriere cu hotelieri din municipiul nostru, care își vor arăta disponibilitatea să dea o mână de ajutor în astfel de situații.
La nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale din județul Mehedinți vor fi identificate spații și organizate activități similare. De asemenea, se face apel la cetățeni să se alăture acestui demers și să participe ca voluntari în cadrul acestui proiect. Facem un apel absolut toate organizațiile guvernamentale, toți cetățenii care au intenția să ajute, să se prezinte la adresa pe care o să le prezentăm, atât în comunicatele pe care le vom da în continuare, cât și în hotărârea de Comitetul Județean, către Centrul Județean de Conținut și Coordonare a Intervenției, care se va suplimenta la nivelul ISU Mehedinți cu personal care se va ocupa special, va fi o celulă în cazul acestui Centru Județean de Conținut și Coordonare a Intervenției, care se va ocupa eminamente numai pentru această problematică. Așa cum a spus și domnul prefect și domnul președinte, va trebui ca toate autoritățile locale să se implice în colectare, toate instituțiile și toți agenții economici. Motiv pentru care noi vă propunem astăzi în Comitetul Județean să adoptăm următoarea hotărâre de comitet, având următoarea articol. În termen de 24 de ore, unitățile administrative teritoriale, operatorii economici și instituțiile publice vor actualiza și transmite la Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean Administrație de Urgență pe adresa de e-mail dispecerat@isumehedinți.ro sau fax 0252 311 213 numărul și capacitatea spațiului de cazare proprii, ce sunt sau pot fi operaționalizate imediat, adică au asigurate utilitățile, masă, lenjerie, etc. Tot ceea ce ne trebuie pentru a putea caza imediat persoane care au nevoie de acest spațiu. Mii de familii au fugit din calea războiului și au fost nevoite să aleagă drumul pribegiei, lăsându-și în urmă munca de o viață. Persoanele care vor dori să se stabilească în Mehedinți vor fi sprijinite de autoritățile competente să obțină statutul de refugiat.